Bună tuturor! Bine ați revenit pe canalul meu și vă mulțumesc că mă urmăriți! În acest videoclip vom face împreună o etalare pentru persoanele din zodia Fecioară. Să aflăm ce vine către tine, ce sau cine vine către tine în următoarea perioadă, dragă nativ sau nativă din Fecioară. Și aș vrea mai întâi să vă reamintesc faptul că această etalare este colectivă și atemporală. Este posibil ca nu toate persoanele să rezoneze cu toate mesajele de aici și, de asemenea, această etalare, aceste informații, în măsura în care simțiți că vă ajută și rezonați cu ele, sunt valabile pentru tine în momentul când se întâmplă să urmărești acest videoclip. Haideți să mă conectez puțin cu energia ta, dragă fecioară, care ai ales să urmărești acest videoclip. Voi extrage o rună, o rună care va reprezenta energia ta în acest moment, în momentul în care vizionezi acest videoclip. Avem două rune pentru tine, dragă fecioară. În primul rând, una albă, una neagră. Mai aud principiul Yin și Yang. E ceva aici. Un echilibru. Sau un dezechilibru. Pentru că un aspect al tău este mai greu decât celălalt. Hai să vedem. Ritmul și lumina. Lumina zilei. Lumina înțelepciunii. Iluminarea. Te-ai iluminat în legătură cu ceva. Și ai reintrat în ritmul tău. Puțin mai multe informații, puțin mai specific. Ceva atârnă greu în viața ta. E ca o... Văd o imagine, metafora unor greutăți care ți atârnă de picioare. Te miști greu. Și totuși aceasta este runa ritmului. Dar era răsturnată. Ți-ai ieșit dintr-un ritm, din ritmul tău natural. Și lumina era răsturnată. Aud că nu prea mai vezi licărirea de la capătul tunelului. Nu lumina. Licărirea, nici măcar licărirea, e ca și când ești într-un tunel întunecos și rece, cu greutăți care ți atârnă de picioare. Și abia te miști, abia le tragi după tine. Am întrebat ce greutăți sunt acestea și mi s-a spus că de toate felurile, de toate felurile de greutăți.
Dar în special dezamăgiri foarte profunde și multe dezamăgiri. Multe persoane te-au dezamăgit. Și toate aceste dezamăgiri ți-au îngreunat mersul înainte. Simți că aproape că nu mai progresezi, iar dacă progresezi, te miști foarte încet. Progresezi cu mare greutate. Într-un ritm foarte încet, care ție nu ți este confortabil și nici firesc, natural. Ritmul tău este altul. Ești o persoană obișnuită să acționeze, obișnuită să facă lucrurile să se întâmple. Și în ultima perioadă, destul de puține lucruri bune s-au întâmplat în viața ta. Mai mult greutăți s-au întâmplat. Ok, hai să vedem ce mesaje au ghizii și prin intermediul cărților de tarot. Simt să amestec așa odată. Sunt foarte alunecoase, deci. Dar așa am simțit să fac. Mi se spune această carte, nu a rămas aici degeaba. Ok. Ce vine către tine sau ce este important pentru tine să știi? Ce te-ar ajuta cel mai mult în următoarea perioadă de 2 săptămâni, 3, puțin mai mult, puțin mai puțin? Ce te-ar ajuta pe tine, dragă nativ sau nativă din Fecioară? Să ieși din această stare de stagnare. Și te aud, da, cine poate. Ok. De ce nu poți? Simt să întorc această carte. Din cauza acestei energii. Această energie este o persoană care te-a dezamăgit cel mai mult. Mai multe persoane te-au dezamăgit. Dar aceasta cel mai mult este o persoană care își vede doar interesul propriu, așa este în picioare cartea, dar a venit răsturnată. Și în poziție răsturnată, toate atributele acestei persoane devin negative, iar defectele devin și mai puternice. Este o persoană de acțiune, în poziție, o persoană pasională, o persoană care atunci când își pune ceva în minte, cu pasiune pornește la treabă, se pune pe treabă, dar în poziție răsturnată, această persoană, dacă acționează, uneori nu acționează, sau acționează acolo unde este doar în interesul propriu, iar unde poate ar fi cel mai benefic să acționeze, aud, se lasă pe tânjală. Este o persoană care își vede propriul interes, o persoană care
poate fi foarte atractivă și atrăgătoare, poate fi energie feminină sau masculină, în funcție de situația ta specifică. Și această persoană te-a dezamăgit pentru că, da, și-a folosit atractivitatea în scopuri de a manipula lucrurile și circumstanțele și persoanele din jur pentru beneficiul propriu, personal. Este o persoană egocentrică. Și te-a dezamăgit. Dar ce vine către tine? Cu ce te ajută pe tine aceste informații acum? Pentru că acestea sunt lucruri pe care le știi. Spuneți-ne și ceva nou, ceva ce ar putea să o ajute pe această persoană care urmărește acest videoclip. Aici, când a apărut această carte, am auzit două oferte, două posibilități vin spre tine sau se materializează cumva în viața ta. Ce fel de posibilități? Financiare. De câștig financiar. Așa. Și de ce mi-ați arătat că m-au făcut să întorc această carte care este în poziție răsturnată? Ce este cu această carte? Spui nu la ceva. Spui nu la ceva. La aceste două oferte, nu. La ce spui nu? La ce spui nu? Spui nu la înfrângerea ta. Te-ai hotărât să ieși. Te-ai hotărât să ieși din această stare în care te simți doborât sau doborâtă. Și de asemenea, aceasta este o energie. Da, această carte a venit răsturnată, simbol al faptului că tai legăturile cu această energie. La fel, această energie poate fi o persoană de sex feminin sau masculin, în poziție, în picioare. Această carte reprezintă o persoană cu o cunoaștere profundă, cu o legătură profundă cu spiritualitatea sa, o persoană foarte spirituală, intuitivă, o persoană pe care te poți baza, că poți primi sfaturi înțelepte de la această persoană. Însă, în poziție răsturnată, această persoană folosește orice daruri, haruri intuitive pe care le are, sau alte abilități, sau o înțelepciune acumulată, sau acel gen de înțelepciune cu care a venit
aici, pe pământ. Folosește toate lucrurile acestea și autoritatea pe care o are în viața celor din jur în sens negativ, la fel ca și această persoană, care în picioare are multe calități, are și câteva defecte, toată lumea are defecte, are și calități și defecte, dar calitățile sunt predominante și sunt importante, benefice atât persoanei cât și celor din jur, însă în poziție inversă, ambele sunt două energii la care renunți, dar foarte mult la această energie. Această energie este ca și când vezi e mai departe. E deja cumva, ai eliberat această energie din viața ta, cumva o detașare s-a produs deja aici. Însă aici, aud, este o bubă mare. E o bubă mare cu această persoană. Marea preoteasă răsturnată. E această persoană poate chiar în foarte specifică informația acum nu face să se potrivească, doar dacă simțiți că rezonați, dacă simțiți că rezonați cu acest gen de persoană pe care l-am descris, pentru unele dintre voi această persoană chiar are abilități de a-și folosi anumite haruri speciale și le folosește în sens negativ, acțiuni negative, de tip magie neagră. Această persoană, îmi sunt arătate acești stâlpi, ok? Negru și alb. Își poate folosi harurile în ambele direcții, atât negativ cât și pozitiv, spre întuneric sau spre lumină. Însă în poziție răsturnată, dacă își folosește harurile, le folosește spre întuneric. Și ai tăiat legăturile sau vrei să tai legăturile sau urmează să tai legăturile și aud legăturile puternice, acele legături de suflet create între tine și această persoană, care este... Multe persoane te-au dezamăgit. Toate aceste săbi reprezintă dezamăgirile acelea de care vorbeam mai înainte, când m-am conectat cu energia ta prin intermediul runelor. Însă multe din săbiile acestea, mai toate, această persoană, această energie le-a introdus una câte una, nu toate odată, una câte una de-a lungul timpului, mai vrea o sabie în spate, mai trecea timpul, n-o scotea pe aceea, mai punea încă una. Nu scutea pe aceea, mai punea încă una și tot așa s-au adâncit problemele. Și gata, ai ajuns la punctul limită, punctul de la care această persoană este ca și când există o vorbă în engleză. Nu știu în românește cum este, parcă știam și în românește, cu siguranță. Îmi vine în engleză. Atunci când ai introdus ultimul pai în cocoașa cămilei. Acel ultim pai a rupt cocoașa cămilei. Deci sunt așa multe săbi încât gata, s-a ajuns la punctul de la care nu îi mai poți permite și nu îi mai permiți să mai introducă.
Și ești hotărât sau hotărâtă, sau deja ai făcut acest lucru, să tai aceste legături de suflet cu această energie extrem de toxică și malefică în viața ta. Ok. Ne spuneți și despre ceva bun. Spuneți-ne aici ofertele acestea. Am înțeles că nu le refuză. Ce-i cu ofertele acestea? Mai spuneți-ne aici un pic. Ce-i cu ofertele acestea? Ce oferte sunt acestea? Uite, două oferte, vezi? Nu știu dacă a intrat în cadru cartea aceasta. Câteodată nu observ. De ce sunt răsturnate aceste cărți? Le accepti, îți plac. Cumva le accepti pe amândouă. Și sunt legate de bani. Pleci de acolo de unde. De la jobul. Ori primești ceva, o ofertă mai bună, ori un alt job, ori o mutare cumva de carieră, de profesie, o schimbare, poate schimbare, poate nu schimbi profesia, nu schimbi jobul, nu schimbi nici firma, dar te muți într-un alt oraș. Lucrezi pentru aceeași firmă, dar ești cumva în altă parte, într-un alt colectiv, decât acesta în care nu-ți oferea stabilitate. Nu te mai simțeai stabil, stabilă acolo unde erai. Din punct de vedere al jobului, e vorba de ceva profesional, ceva legat de bani. Poate să fie o afacere, schimbi afacerea sau schimbi locația afacerii, pentru că nu mai era, nu mai reprezenta o stabilitate pentru tine. Sau ceea ce primești îți oferă o stabilitate mai mare. De aceea renunți la această stabilitate pe care o ai pentru o ofertă mai bună. De asemenea, aici este o persoană care stă pe o poziție așa înaltă, dar deci un fel de are o poziție mai înaltă, dar nu știe ce să aleagă. Parcă oscilează și ieși din această oscilație, faci acea alegere, îți vine și o ofertă legată de acea alegere către care înclinai mai mult, de fapt, și poate că această ofertă poate înseamnă că eu știu o poziție puțin mai mică decât cea pe care erai, însă este mult mai benefică. Într-un mod sau altul este mai benefică. Chiar dacă poate pare a fi ușor inferioară a ceea ce făceai, cumva te ajută mai mult și pe termen lung. Rezultatele vor fi net superioare a ceea ce ai fi putut să obții aici unde erai. Deci lucruri bune în plan financiar și al carierei, al profesiei, al afacerilor, ce faceți voi, vin către voi. Dacă nu chiar neapărat în aceste 2 săptămâni, însă este foarte probabil ca chiar în aceste 2 săptămâni sau poate nu mai mult de 3 să primești aceste oferte și poate va mai dura puțin timp până se fac acele schimbări, însă oricum tu deja te văd
Dragă nativ sau nativă din Fecioară, te văd pornit sau pornită pe această direcție. Ai lăsat în urmă, vezi, ești cu spatele, da? Este cu spatele la tot ce e aici. Și se îndreaptă spre altceva. Da, ai lăsat în urmă toate acestea. Tai, ai tăiat, tai aceste legături, da? Și te îndrepți către altceva. Și în sfârșit aud, nu numai că vei vedea licărirea de la capătul tunelului, dar chiar vei ieși la lumină, vei obține multă abundență. Și chiar este vorba de abundență materială. Acest lup, cum mi se zice în românește? Un circuit, da? Al infinitului, da? Abundență, prosperitate crescută și crescândă. Wow! Mă bucur mult pentru aceste mesaje de final, pentru că energia de început era foarte grea, greu de dus. Uneori experimentăm greutăți peste greutăți în viața noastră, însă ele au o sămânță de bine ascunsă acolo, pentru că ne pregătesc pentru lucruri bune, pentru așa ceva. Pentru acele lucruri pentru care suntem meniți sau care ne sunt menite. Cu aceasta închei aceste mesaje pentru tine, dragă fecioară, și vă doresc tuturor numai bine. Vă reamintesc, dacă v-a plăcut acest videoclip și vă plac mesajele, ați rezonat cu ele, apăsați butonul de like. Dacă nu v-ați abonat, abonați-vă și până la următorul videoclip, vă doresc din suflet ca totul să se lumineze în viața voastră și să vă bucurați de acest infinit al abundenței. Cât mai repede. Cât mai repede posibil. Numai bine tuturor!